Un nou scandal a izbucnit la maternitatea din Ploiești. Un copil a murit la aproape o zi de la naștere. Părinții aruncă vina pe medici și spun că aceștia nu l-ar fi supravegheat cum trebuie pe micuț. Halucinant este modul în care ei au fost informați de moartea nou-născutului. Starea copilului, noi am aflat ulterior, starea copilului s-a deteriorat de la ora 6, cauze necunoscute. Nu a fost informat tatăl, familia, pacienta care a dat naștere copilului, nu a fost informat nimeni de starea copilului, a fost o lipsă de informație totală, iar în jurul orei 10, să zic, am fost anunțați de niște asistente, da? Niciun cadru medical, niciun medic ginecolog, neonatolog sau cum s-or mai numi ei, am fost anunțați că bebelușii mai și mor. Deci nimic care să vă ducă cu gândul nimic la nenorocire? Din să ne ducă cel puțin cu gândul că ar fi ceva grav, să luăm o altă atitudine, să încercăm să facem probabil un alt spital sau ceva. Deci nu ne-a informat cu absolut nimic. La care următoarea zi, în jurul orei 10, se iasă două asistente și să ne zică că a decedat. La modul, asta e. Bebelușii mai și mor. Ne-a șocat, pur și simplu, da. Să nască un copil perfect sănătos, să ne asigure că este bine și la ora 6 dimineața să nu anunțe absolut pe nimeni că starea copilului s-a deteriorat. Ne-au spus că au sunat salvarea de la ora 6 dimineața și la ora 10.30, în jurul 10.30-11 a decedat copilașul și nici la momentul acela n-au venit salvarea. Să putem să-l mutăm la Giulești. Reprezentanții maternității spun că bebelușul ar fi suferit de o insuficiență respiratorie care ar fi dus la deces. Mama copilului este cea mai afectată. Soția este într-o stare foarte deplorabilă. Soția este, era o fire mai sensibilă, vă dați seama cum, ce șoc a putut să aibă după această veste. Stăm și nu știm cu ce să o ajutăm. O pozim zi și noapte. Suntem șocați de această veste pe care am primit-o, nu ne așteptam, era un copil extraordinar de dorit și așteptat atât de ea, pentru că are o vârstă la 32 de ani și sarcina care a dus-o un pic mai greu, cu sacrificii. Conducerea spitalului spune că în cazul bebelușului mort s-a făcut tot ce a fost posibil. Nu a fost timpul necesar ca acest copil să mai ajungă la București. A fost o evoluție imprevizibilă, foarte rapidă, care nu a mai permis transferul. Din analizele efectuate s-a constatat că s-au respectat întocmai procedurile specifice în astfel de situații. De altfel, și resuscitarea nou-născutului a durat peste o oră. Familia micuțului a făcut plângere la poliție și colegiul medicilor. Acum așteaptă și expertiza medicilor legiști.